Este ora 12:30, ne aflăm pe strada Viorilor din Mejdia, niciun utilaj nu a trecut prin zonă. Ba mai mult, cetățenii relatează că în anumite zone din oraș, pe străzile adiacente, ar fi trecut utilajele care trebuie să asigure dezăpezirea, dar toate acestea aveau lamele ridicate. Am pornit și noi prin oraș, în zona spitalului, pe străzile monumentului, lalelelor, panseluțelor și viorelelor, până în jurul prânzului nu intrase niciun utilaj care să dezăpezească aceste artere. Pentru că sunt obișnuiți să fie uitați de către autorități, oamenii au ieșit să elibereze ei străzile. Cei care sunt în măsură să facă lucrul ăsta nu își fac datoria. Ăsta este răspunsul care vi-l pot da și este realitatea. Da, nu vedeți că suntem nepregătiți tot timpul? Autostrăzile se închid că nu se poate circula. Și motivul ar fi ca anumite persoane? Să-și facă datoria. Închizi autostrada, dar nici nu bagi utila să dezăpezești. Cum? Ce se întâmplă? Fiecare dacă ar face câte ceva, păi, ar fi bine de tot, pentru toată lumea. De ce dar dacă aș fi să ne facă numai autoritățile, nu o să găsim nimic niciodată. Păi de ce credeți că rezultatele în trecut erau mai bune decât cele de astăzi? Exact, pentru că ne scuteam strada pe toată lumea. Asta da, trebuie asta ce credeți voastră că trebuie făcut acum? Fiecare să-și facă datorie. Atunci totul depinde de autorități și de spiritul de organizare. Asta e părerea mea. Asta lipsește orașului Mejdia? Asta e părerea mea. Mai departe nu pot să vorbesc nimic. Am continuat și în zona Cimentu. Aici străzile Răzoare, Uituz și Viilor se confruntau cu aceeași situație. Tocmai pentru că mijlocul de deplasare pe care oamenii îl aleg în această perioadă nu poate fi sigur, unii au apelat la atelaje hipo. Este și cazul unui domn pentru care căruța a devenit cel mai sigur mod de a se deplasa iarna. Toți spun la început, știți, promit multe, da? Credeți că vor ajunge în zona aceasta? Mai târziu, acum cu timpul ăsta nu prea cred. Susțineți căruța un mijloc de transport mai sigur decât mașina? Da, cu asta te aduci oriunde, la un spital, la o urgență mai sigură, asta e. În perioada aceasta anului? Da, da, pe timpurile vechi mergem. Ăsta e utilajul care poate să ne salveze din orice acaz. Am fost de muncă și chiar nu a fost niciun utilaj pe stradă. Fiecare an. Noi, cartinele astea mărcinate cel puțin, stăm cu frica în sân. Băi, vine pâinea, nu vine pâinea, sunt... E greu. Cine credeți că este vinovat de această situație? Păi nu știu. Mai multe nu sunt de comentat. Ca de fiecare dată, televiziunea Alfa Media a fost în mijlocul cetățenilor. Am încercat să aflăm fiecare problemă cu care se confruntă cetățenii orașului în această perioadă și le vom prezenta autorităților care ar trebui să le rezolve. Și asta pentru că... Dacă nu e presă în țară și televiziune care ăștia zice că toți sunt răi, că îi filmează, țara moare.